Cine este Ornella Hands, noua concurentă de la Burlacul 2021? Tânăra nu este la prima apariție într-un show matrimonial. Andy Constantin i-a oferit trandafirul, iar tânăra dornică de afirmare a intrat în casa fetelor. Tânăra venită din București și a făcut apariția în episodul 11 al emisiunii, difuzat pe 20 mai 2021. Spre surprinderea lui Andy Constantin, care era la o petrecere pe iaht cu toate concurentele din emisiune. Ornella Hands, noua concurentă de la Burlacul 2021, este din București și este artist plastic. Tânăra a venit la Burlacul 2021 ca să-l pescuiască pe Andy Constantin. Acum mă ocup de bijuterii, sunt bijutier. Am venit să-l pescuim pe Andy. Am străbătut multe mării ca să ajungem la inima lui. Eu ca persoană sunt foarte pasională. Iubirea pentru mine este o artă. Îmi place să iubesc, îmi place să fiu iubită. E ceva important pentru mine să am o muză, un bărbat pentru care să fiu frumoasă, să fiu puternică, să-i dau din energia mea. Pentru care să lupt să fiu o variantă mai bună a mea. M-am înscris la această emisiune pentru că sunt o fire spontană și îmi place să fac lucruri nebunești pentru iubire. Cu mine un bărbat nu se va plictisi niciodată. Sunt o femeie care are ce să ofere. Sunt și frumoasă. Eu mă consider o femeie frumoasă. Mă iubesc pe mine ca persoană. Dacă există și 1% șanse de a fi fericită și de a-mi găsi iubirea, compatibilitatea, atunci voi face un lucru nebunesc, a povestit Ornella. Reacția celorlalte concurente de la Burlacul 2021, atunci când Ornella Hands a apărut. Celorlalte concurente de la Burlacul 2021 nu le-a picat bine sosirea Ornellei Hands în competiție, deși toate sunt conștiente că încă este deschis castingul. Dezinvoltă din fire, Ornella Hands l-a acaparat pe Andy Constantin. Nu pot să vorbesc. Ar fi nepoliticos să vorbesc în timp ce tu dansezi. Eu te admir acum. I-a spus Burlacul noii concurente. În timp ce celelalte concurente se gândeau unde să o cazeze pe cea mai nouă dintre ele. Ornella Hands, concurentă la Rămâi lângă mine. Ornella Hands nu este la prima apariție într-un show matrimonial. Aceasta a mai participat la un show de dating, Rămâi lângă mine, prezentat de Liviu Vârciu. Însă, se pare că Ornella nu a avut succes, dat fiind că acum este singură și a venit la Burlacul 2021,
fiind dispusă să îl pescuiască pe Andy Constantin.